Salut! Vom vorbi despre unul dintre cele mai apreciate telefoane mobile de pe piața locală și anume acel Cloud Mobile S500. Acest telefon îl găsiți în oferta Orange. De ce este acest smartphone în evidență? Este în evidență prin raportul preț-calitate foarte bun. Vorbim de un telefon cu display IPS de 4.3 inch, procesor dual-core Snapdragon S4 la 1.5 giga, 1 GB de RAM, 8 GB spațiu de stocare plus slot pentru microSD. Vă spuneam de display IPS cu rezoluție HD 1280x720 pixeli, Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Se adaugă conectivitate destul de bună cu 3G, ce aduce viteze de download de până la 21 MB pe secundă. Telefonul cântărește 122 de grame și are 9.9 mm grosime plus o baterie de 1460 mAh. Până să vorbim despre smartphone-ul ca atare, să vedem ce avem în cutie. Vă spuneam, acest telefon se găsește exclusiv în oferta Orange România. Vine într-un ambalaj negru. La interior dați de căștile, pentru că au un brățe în acesta foarte ok, comode. Telefonul beneficiază de un standard Dolby Mobile, cablu micro USB USB 2.0 și încărcător. Un încărcător care este optimizat pentru prizele noastre. Pur și simplu trageți în jos. În sus, pardon, mă scuzați. Să revenim la telefon. Nici la capitolul design nu stă rău. În partea superioară avem un buton de power cu rol și blocare de blocare smartphone-ului, jack-ul de 3,5 mm. La bază nu avem niciun conector. Pe lateral este portul micro USB și tastele pentru reglarea volumului. Capacul bateriei se îndepărtează foarte ușor. Observați acest lăcaș de aici. Capacul aduce un grip destul de bun, dintr-un plastic așa cauciucat. Foarte ușor l-am îndepărtat. Avem slotul pentru microSD până la 32 GB, plus cei 8 GB spațiu de stocare oferit de smartphone. Se adaugă și, mă rog, folosește o cartelă microSIM. Bateria, unul dintre punctele sale slabe, o baterie de 1460 mAh, destul de mică. Era ok, dar pune o baterie mai mare. Observați. Oricum dă un feedback bun, cum spuneam și anterior. Gata. Haideți să vedem cât timp pornește telefonul. Acel făcea o treabă foarte bună dacă îi punea o baterie mai mare. Acesta ar fi elementul ce trage telefonul jos. În rest, știu că are un preț fără semnarea unui abonament la Orange de sub 10 milioane și sub 1000 de lei, ca să vorbim în bani noi. Pe de altă parte, cu abonament, chiar și cu abonamente în jurul la 20 de euro, ajunge a fi la un preț foarte mic, sub 100 de lei. Bun. Acesta este meniul telefonului. Ce îmi place la acest meniu? Că nu au customizat foarte mult, nu au intrat foarte mult în interfața grafică, în afară de acel element, să zic, la deblocare, la asta, și plus zona de setări. În rest, avem Android-ul precum cel de pe seria Nexus. Uite, un bun exemplu ar fi iconițele de aici și modul în care sunt organizate aplicațiile, la fel ca pe Samsung Galaxy Nexus, un model similar. Telefonul funcționează foarte bine,
beneficiază de un procesor Qualcomm Snapdragon S4 dual core la 1.5 GB plus 1 GB de RAM plus Adreno 225 pe post de accelerator grafic. Haideți să facem un test quadrant ca să vedem puterea smartphone-ului. O să dau volumul la maxim pentru ca să intrăm după aceea pe YouTube. O să vedeți că se aude destul de bine. De fapt, se aude foarte bine. Atât smartphone-ul, cât și căștile pe care le are în pachet. Observați jos că nu folosesc ei nu au implementat taste capacitive, ci la fel ca la seria Nexus au ales butoane de tip touch. Back, ieșire, meniul cu pe ecran de start, aplicațiile recente. Până când rulează testul de benchmark, și mai impresionat și la design, stă foarte bine în mână, prin cei 4.3 inch, prin display IPS. Are o cameră, nu am vorbit de cameră, 8 megapixeli, filmează Full HD. Camera frontală, care filmează HD. Scuze, a rulat testul benchmark, dar nu era conexiunea Wi-Fi. Reluăm. Prin prisma procesorului se mișcă foarte bine, majoritatea aplicațiilor rulează fără probleme. Majoritatea aplicațiilor și cu ceva grafică din Google Play, jocurile mai noi, rulează fără probleme pe acest smartphone. Acel Cloud Mobile S500 este dovada că se mai pot face smartphone-uri foarte ok la un preț bun. Cu excepția bateriei, cred că este a treia oară când repet. Asta ca să știți și să alegeți în cunoștință de caz. Ar fi ok ca un producător de prin China să gândească să implementeze o baterie mai mare. Observați, a scos 5300 de puncte. Ceea ce e destul de ok pentru un telefon cu procesor dual-core. Hai să vedem YouTube. Am zis să vedem și partea de sunet, cum se descurcă. Tastatura. Touch. Și cam atât despre acest smartphone. Mai multe întrebări le puteți pune atât pe gadget.ro, cât și în comentariile la acest articol și încerc să vă răspund la toate. Vă mulțumesc!